de evenimente și startul evenimentelor va fi o poză de grup, în acest sens giratoriu, o poză în care toți ne vom culca pe suprafața sensului giratoriu pe șosea. Șoseaua va fi blocată pentru 2 minute și am rugămintea la semnalul poliției rutiere din acel moment, într-un minut, să intrați pe carosabil și la semnalul atenție bicicliști, să vă culcați pe șosea, să rămâneți acolo timp de 2 minute. După ce ne ridicăm de pe șosea, vom face un marș, 2 ture, sens giratoriu de aici până la sensul giratoriu de la Rahova, ne întoarcem, mai facem o tură și după aceea ne dispersăm. Toate informațiile despre campanie le puteți afla de la ziarul Sibiu 100%, săptămânal vor fi puse noutăți, pe sibiubike.ro, pe site-ul celor de la Tură în Natură și pe ciclist.ro. Intenția noastră este să facem poza la ora 13:10, deci în 3 minute. Vă rog, în 3 minute, după ce poliția oprește circulația, intrați cu bicicleta lângă voi, o culcați și rămâneți culcați 2 minute. Ceea ce se întâmplă în stânga noastră, de pildă, priviți pista pentru bicicletă. Ne-am adunat și pentru a le dărui câteva clipe de amintire celor 2 plecați dintre noi, Eugen Bădilă și Puiu Enăchescu. Dumnezeu să-i odihnească. În amintirea lor propun, ca buni creștini ce cred că suntem toți, să rostim o sfântă rugăciune cu Tatăl nostru. Măcar atât. Dacă sunteți de acord cu chestia asta. Da? Așa rebel. Gata. Drog să-i spete. Da, n-a trebuit. Era o tare. Funcționează LED-ul pe acesta.
Vă rog, îmi spuneți în ce scop a fost acest eveniment? Astăzi s-a desfășurat o tură memorială. Tura aceasta a fost ca o reacție a bicicliștilor CBM față de ultimele accidente petrecute aici. Gestul șocant pe care l-au făcut bicicliștii de a se întinde pe carosabil e simbolul campaniei noastre. Încercăm să atragem atenția tuturor participanților la trafic asupra numărului tot mai mare de bicicliști care se află în Sibiu. Cât de respectați vă simțiți față de ceilalți participanți la trafic? Ne dorim să fim mult mai respectați. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre tine, să dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi într-o ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii veților. Amin. Doamne, fă-i mai înțelept și mai bun pe semenii noștri șoferi, iar pe Eugen și pe Puiu, fă-i îngerii noștri păzitori din cer. Amin.